Bună seara, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online și cu Cosmin. Tema pentru acasă. Clasa a 11-a. Și limită pentru x tinde la 1 din linie de fracție 2x minus 2 supra radical din 10 în afara radicalului minus x minus 3 minus x, x minus 3. Deci radical din 10 minus x minus 3. Nu că e bins cu 1, să zicem ce se întâmplă. Sus de 0. Da. Și jos? Și jos radical din 10 minus, 5, minus 4. Minus 4. Ba nu, da, minus 4. Și 0 pe ceva? 0. 0. Altă limită. Limită pentru x tinde la 5. Da. Din radical din x minus 1. Da. Minus radical din 2x minus 6 2x minus 6 totul supra x minus 5 x minus 5 da ei nu se mai aude ca cineva mă sună da, Andreea nu s-a văzut nimic, s-a terminat bateria, cred hai că văd acum, mulțumesc frumos, Andreea. La revedere! Așa, acum se aude, gata. Da, x-ul tinde la 5, așa ce avem acum, hai să vedem. Dacă înlocuim, îmi dă 0 pe 0. Dacă înlocuim, să vedem. Mă convinci. 5 minus 1, radical, ai radical din 4 care e 2. Radical, da, x minus 1 este radical. Radical, da. Așa, mă, vă spune, mă, așa să fie. Și 2x minus 6. Și așa, mă, așa îmi dă. Și acum pe vine. Radical din 4 care e 2. Da, deci vine 2. 2 minus 2 ori 5, 10 minus 6. Tot 2. 2. 2 minus 2. 2 minus 2 supra 0. 5 minus 5 care face 0. 0, da, 5 minus 5. Și este 0 pe 0. Perfect. Și acum? Trebuie să ne gândim un artificiu. Un artificiu. Avem A minus B. Se mulțim cu A plus și plus B. Ca să facă la 2 minus B la 2, să scăpăm într-un radical. Da. Deci știm la formula, am mai discutat parcă noi asta, nu? A la 2 minus B la 2 egal cu A minus B. Pe lângă A plus B. Pe lângă A plus B. Și ne ocupăm limite pentru X. Unde la 5. Din difracție radical din x minus 1 minus radical din 2x minus 6 totul pe lângă și x minus 5 îl lăsăm jos da. X minus 5 totul pe lângă radical din x minus 1 da. Plus radical din 2x minus 6 2x minus 6 și jos punem exact bucata asta, radical din x minus 1 x minus 1 plus radical din 2x minus 6 și cam mai departe cu limite pentru x de la 5 din a minus b pe lângă a plus b din x pătrat a la a doua, adică asta la a doua da radicalul la a doua, adică radical din x minus 1 totul la a doua minus radical din 2x minus 6 la a doua. Da? Deci a minus b pe lângă a plus b face la a doua minus b la a doua, da? Supra x minus 5 pe lângă radical din x minus 1 plus radical din 2x minus 6. Iga mai departe cu limite pentru x tinde la 5 din
A la a doua dispare radicalul, minus B la a doua dispare radicalul, vine x minus 1, minus 2x minus 6. Totul supra, x minus 5, pe lângă radicalul. Radicalul ăsta, putem locui aici, că ducem balast aici. Face 2, că radical din 4, minus, din 5 minus 1 face radical din 4, aici locuim bucata asta. Da. E cu plus aici acum, nu mai avem nevoie. Emoții. Și face radical din 4 face 2, aici iar face 2, 2 plus 2 face 4, ori 4. Și egal mai departe cu limită, tind de la 5 din x minus 1 minus 2x plus 6, x minus 7, x minus, minus 2x face minus x, aici, nu? Da, minus x, minus x, minus 7. Plus 6 minus 1, plus 5 face. Dar că minusul de aici. Schimbă semnul. Da, plus 6, da, minus 1. Da. Supra x minus 5. Ori 4. Da? Da. Și egal mai departe cu limită pentru x timp de la 5 din. Scoatem un minus în factor. Minus pe lângă x minus 5. Minus pe lângă x minus 5, supra x minus 5, ori 4, da? Și egal mai departe cu x minus 5 cu x minus 5 se simplifică. Și vine limită pentru x tinde la 5 din minus 1 supra 4, da? Da. Minus 1 supra 4, deci este egal cu minus 1 pe 4. Răspunsul este egal cu minus 1 pe 4. Altă limită? Limită pentru x tinde la 4. Limită pentru x tinde la 4. 4 din radical din x plus 5. Radical din x plus 5. Așa. Minus 3. Minus 3. Totul supra? Supra radical din 5 minus x. 5 minus x. Minus 1. Minus 1. Și egal cu? Înlocuim. Da. Și vine 4 cu 3 5. Minus 3 dă 0. 0. 0. 0 pe 0. 0 pe 0. E operație fără sens, da? Și atunci zicem egal mai departe. Cu limită. Hai să rămânem pe sus. Avem A minus B, să mulțim cu A plus B, pentru sus, da? Da. Deci, nu ne agățe decât asta, limită, limită pentru x tind de la 4, la 4 din radical din x plus 5 minus 3, totul pe lângă radical din x plus 5 plus 3, supra radical din 5 minus așa, x minus 1, totul pe lângă radical din minus x, x minus 1, da, radical din x plus 5 plus 3. Și egal mai departe cu limită. Mai departe cu limită pentru x tinde la 4 din ia la 2. Linie de fracție. Linie de fracție. Da. Radical face a la 2 minus b la 2. La 2. Și vine x plus 5 minus 3. X plus 5 minus 3. 9. Că minus 3 la a doua. A, 9, da. Așa e bine, nu? Da, 3 la 2. A la a doua, de radicalul dispărut, da. X plus 5, minus 9. Totul supra. Totul sub. Bucata s-o locuim, asta o lăsăm. Da. Radical din, radical din 5 minus, minus x, minus 1. Corect. Totul pe lângă. Să locuim. 4 plus 3, 6. Deci vine 3 plus, nu, 5 cu... Cu 4 și 9, 3, 3 și cu 3, 6. Foarte bine. Egal mai departe cu limită pentru x tinde la 4 din x minus 4. X minus 4. X minus 4, totul supra. 6 pe lângă. 6 pe lângă. Radical, radical din 5 minus x. Mai acum ce mișcare aici, da? Da. Minus 1. Ce că acum facem cu partea de jos sus, adică mulțim și sus și jos cu radicalul ăsta plus 1. Adică amplificăm sus, nu?
cu radical din 5x minus 1 plus 1 și pune și sus și jos. Da. Același lucru. Deci am mai departe cu limită. Limită pentru x tinde la 4 din radical din x minus 4 este, îl scrim. Da, x minus 4 x pe lângă. Minus 4 pe lângă radical din 5 minus x plus 1. 5 minus x plus 1. Totul supra 6 pe lângă. 6 pe lângă. 5 radical. Radical din 5 minus x minus 1 pe lângă. Radical din 5 minus x plus 1. Și radical din limită. Limită pentru x tinde la 4 din radical se x minus 4. A. Păi nu se simplifică? Care? Păi dacă simplificăm, deja v-am înmulțit? Ah, da. N-am făcut nimic. Da, obiectivul meu să zic că am minus b pe lângă a plus b. Da. Și vine pe lângă... Aici putem locui. Ah, putem locui, da? Aici putem locui, nu se întâmplă nimic. Nu mai avem necaz aici. 5 minus 4... 1 și 1, 2. Supra 2. Doi, iar jos 6 pe lângă. 6 pe lângă. Aici ce facem? Dacă ridicăm la pătrat. Păi nu. Ăsta minus pe lângă, ăsta plus, face ăsta la a doua. Minus 1 la a doua. A la a doua minus pe la a doua. Ăsta a fost rostul pentru care am mulțit cu conjugata. Ca așa îi să producem același efect care am produs când am mulțit și sus și jos cu cine am mulțit. Cu radical din x plus 5 plus 3 pentru numărător. Deci vine 5 minus x minus 1. Așa ar veni, dar ca să vadă tot omul, ar fi radical, ca să înțeleagă toată lumea. Radical din 5 minus x la pătrat, minus 1 la pătrat. Da? Da. Și egal mai departe cu limită. Cu limită pentru x tinde la 4 din... x minus 4, x minus 4 ori 2, ori 2 supra 6, supra 6 pe lângă 5 minus x, așa, 5 minus x, x plus 1. Minus 1. Minus 1. Dar nu e minus 1 la pătrat. Numai 1 e la pătrat. Minusul ăsta e fără obligația de a fi egal la pătrat. Da? Da, și egal cu limită. Limită pentru x tinde la 4 din 2x minus 8. 2 pe lângă x minus. 2, nu, nu mulțește. A, nu mulțim? N-are niciun efect. N-are niciun rost să mulțesc. Și am mulțit zice 2 cu 6 simplificăm. Da, 2 cu 6. Și face doar rămâne x minus 4 aici. Da. Și jos. 3 pe lângă. 3 pe lângă, 5... 5 minus 1. 4 minus x. 4 minus x. 4 minus x. Și egal cu? Mulțim cu minus 1 ca să... Nu, scoatem un minus în față ca să fie tot x minus 4, da? Da. Deci egal mai departe cu limită. Limită pentru x tinde la 4. Da. X minus 4, totul supra, minus... 3 pe lângă. 3 pe lângă x minus 4. X minus 4. Ai înțeles de ce nu vreau să mulțesc? X minus 4, 4 x minus 4. Da. Trebuie să se întâmple așa până la final. Simplificarea asta, că dacă nu, x-ul tinde la 4, nu? Și mi-a dat 0 pe 0. Atunci trebuie să ajungi la momentul când x minus 4 cu x minus 4 simplifică și să obții, iată cât este acum, minus 1 pe 3. 1 minus 4. Minus 1 pe 3, terminat. Asta este numărul spre care dacă noi am luat funcția asta, care funcția a fost dată? X-ul ăsta, da? Da, da, da. Deci am luat funcția f de x egal cu radical din x plus 5 minus 3, supra radical din 5 minus x minus 1. Deci am luat-o pe asta. Și am urmărit cum apare y, că doar n-am mai făcut chestia asta. Da. Am urmărit cum apare y după rețeta asta, cât vreme x și se apropie de 4, y care vor apare, se vor apropia din ce în ce mai mult de minus 1 pe 3. Așa trebuie să înțelegi tu problema. Tu și toți cei care ne privesc.
Deci noi ce facem acum? Am înlocuit cele mai, de multe ori când înlocuiești pe X cu numărul respectiv, uneori îți dă exact un număr. Și acela e număr pe care îl căutai tu. Da. Dar sunt și situații, și de acum o să fii numai de astea, în care intri într-un necaz. Nu te poți pronunța. La 0 pe 0 este o situație de operații fără sens. Și atunci, prin artificiile de stări de calcul, elimin necazul de 0 pe 0, prin simplificarea x minus x0 supra x minus x0 acolo, adică x minus 4 supra x minus 4, se simplifică și îți dă răspunsul. De aceea, vezi, aici trebuie să ții tu minte strategia asta foarte importantă. Am aplicat conjugata lui radical minus 3, am început cu radical plus 3, și sus și jos. Și am liniștit pe ăsta de sus, ne-a spărcut radicalul și-o face x minus 4, iar aici înlocuiești, pentru că nu mai are nicio rost aici să mai duci după tine, că vine, locuim pe x cu 4, nu mai este necaz, nu face 0 aici. Da. Au făcut cât aici? Au făcut 5, 4 și cu 5, 9, radical 9, 3, 3 și cu 3, 6. Și am pus 6, dar acum te ocupi de numitor, se face aceeași manevră. Adică și sus și jos cu conjugata acestuia. Conjugata este radicalul plus 1. Și ai mulțit și sus și jos. Iată, și sus și jos. Nu simplificăm, că bă, ce facem? Amplificăm, simplificăm, amplificăm, simplificăm, ce facem? Asta a fost rostul pentru care am amplificat. Că face a doua minus b la a doua. Iar aici înlocuiești. Că n-are niciun rost. Și face 2. 1 și cu 1, 2. Da? Și de acum se simplifică. Asta e momentul de bucurie. După ăsta ai umblat un nebunit. Momentul ăsta, când simplifici pe x minus 4, pe x minus 4. Ăsta a fost lucru pentru care ai luptat foarte tare. Să înlături necazul 0 pe 0. Și pe ce a rămas? Ăsta e Y cu acela. Da? Spre care Y se apropie. Numărul spre care se apropie, da? Da. Y care sunt vecini. Câte vreme cu X-ul nu te duci chiar în 4, ci vecinul, stânga, dreapta lui 4, Y-ii sunt de tot felul de Y, care se apropie din ce în ce mai mult de minus 1 pe 3. Și de aceea spunem că limita este minus 1 pe 3. Bun. Ia să vedem. Îți dau eu o limită. Uite, limită pentru x tinde la 1 din radical din 4x minus 3 minus 1 supra radical din 7x minus 3 și minus 2 în afară radicalului. Ia, încearcă să-l conduci tu, că te-o șterg tabla. Da. Îți imaginezi că nu sunt aici. Înlocuim pe 1. Da. Și vine radical din 4 minus 3, din radical din 1 din 1, sus de 0. 7 minus 7. Minus 5. 4 minus 1. 0. Dă 0 pe 0. 0 pe 0. Da. Dă-i drum, dă-i. De la 1, din radical din 4x minus 3 minus 1, totul pe lângă radical din 4x minus 3 plus 1, totul supra radical din 7x minus 3 minus 2, totul pe lângă radical din 4x minus 3 plus 1. Acum dispare radicalul și vine 4x minus 3 minus 1 tot supra radical 7x minus 3 minus 2
pe lângă radical din 4 de x minus 3 plus 1. Era cu limita pentru x de la 1 din 4 de x. Așa. Deci cum facem? Zim, ca să continui și eu. Așa. Susține radical din 4x minus 3 minus 1. Așa, așa. Pe lângă radical din 4x minus 3 plus 1. Minus 3 plus 1. Totul supra radical din 7x minus 3 minus 2. Pe lângă radical din 4x minus 3 plus 1. Și calcul limită. Limită pentru x tinde la 1 din 4x minus 3 minus 1. 4x minus 3 minus 1. Minus 1. Supra. Supra radical din 7x minus 3 minus 2. Pe lângă radical din 4x minus 3. Locuim, că aici nu mai am necaz. E balast. Nu, nu, înlocuim acum. Dar cum ne dăm seama pentru asta? Pentru faptul că e cu plus și nu mai este necaz. El am înlocuit la sfârșit. Dar deci tot scriem acolo și ducem bucata asta, mai e comod să înlocuiesc. Deci când dă plus, trebuie să înlocuiesc. Deci ai înmulțit cu conjugata, da. Ți-a ajutat de scăpat de radical, dar partea care o ai jos, asta poate fi înlocuită, că nu înlocuiești aici, că aici face 0. Da. Înlocuiești aici, că vine 1 și cu 1, sau cât vine aici. 4 ori 1, 4 minus 3, 1, 1 și cu 1, 2. Ori 2. Dincolo de 0. De 0, ce e cu necazul, încă n-a scăpat din necazul ăla. Da. Deci e ca numai departe cu limită. Limită pentru x de la 1, din 4x minus 4. Adică 4 pe lângă x minus 1. X minus 1. Supra. Supra. Radical din 7. 2 pe lângă, 2 de aici. A, da, 2 pe lângă, radical din 7, 7x minus 3 minus 2. 2 pe lângă, pe lângă. Deci e și munca de acolo și pentru ăsta nici nu o să-l faci și pe ăsta fericit. Radical din 7x minus 3 plus 2. Așa, de radical din 7x minus 3 plus 2. Pe lângă sus, radical din 7x minus 3 plus 2. Plus 2. Și egal cu limită pentru x tinde la 1 din linii fracții, 4 pe lângă 4. 4 x minus 1. X minus 1 pe lângă. Dar putem înlocui. Asta înlocuim, sigur. Da, cu plus. Deci ce o facem, rezolvăm. Cât vine? 7 minus 3, 4. Adică 4, 2, 2 plus 2, 4. Ori 4. Supra, 2 pe lângă. 2 pe lângă, radical, nu, 7x minus 3, minus 4. Minus 4, așa. Și egal cu limită pentru x de la 1 din 2 cu 4 simplificăm aici ca să mai pierdem timp, da. Rămânem 2, 2 ori 4 face 8, 8 pe lângă x minus 1, supra, supra 7x minus 7. Așa, adică 7 pe lângă x minus 1. 7 pe lângă x minus 1, da. Și x minus 1 cu x minus 1 și vine 8 pe 7. Face 8 pe 7. Terminat. Ăsta e numărul pe care l-am căutat ca limite. Sau spre care ieri și să apropie din ce în ce mai mult. Da. Să vedem un alt exercițiu. Iată, tot eu îți dau unul. Da. Limită pentru x din de la 1. Tot dau, dau 1 când vine mai ușor să construiesc. Da. Radical din 6x minus 5 minus 1.
supraradical din 4x plus 5 minus 3. Înlocuim 6 ori 1, 6 minus 5 1 minus 1 dă 0. Da. 4 ori 4 plus 5 radical din nou, care e 3 minus 3, 0. 0 pe 0. 0 pe 0. Și atunci continuăm. Limită pentru x tinde la 1 din radical din 6x minus 5 minus 1. Totul pe lângă radical din 6x minus 5 plus 1. Supra radical din 4x plus 5 minus 3, totul pe lângă radical din 6x minus 5 plus 1. Stop! Să vezi ce îți propune acum. Minus 3, așa cum era, pe lângă radical din 6x minus 5 plus 1. 6x minus 5 plus 1. Plus 1. Și acum, tu te-ai ocupat ca să scapi de asta, nu? Și ai mulțit conjugate astea. Acum mulțim în continuare și conjugate astea. Deci, înmulțit aici mai departe, cu radical din 4x plus 5 plus 3. Și sus și jos. Da, da. Faceți simultan. Mărim ritmul, mă. Că nu trebuie să o faci în doi pași așa. Da. Deci radical din cât? Sus sau jos. Am sus, sus, jos. Radical din 4x plus 5 plus 3. Așa, plus 3 și pui și sus și jos, același lucru, ca să zic. Lângă radical, da, și sus și jos. Dar ăsta sus știi că îți face serviciu bun, da. Și ăștia își fac serviciu din partea asta. Da. Deci egal mai departe cu limită. E egal, dar e ușor așa. Sigur că am mărit modelul. 6x minus 5 minus 1. 6x minus 5 minus 1 pe lângă. Pe lângă radical din 4x. Îl înlocuim aici. Aici înlocuim. 4 și cu 5, 9. Radical 9, 3. 3 cu 3? 6. 6. Or 6. Or 6. Jos. Jos. De 4x plus 5 minus 9. 9. Pe lângă? Pe lângă înlocuim. Sigur că. 6 ori 1, 6, minus 5, 1, 2. Pe lângă 2. Egal mai departe cu limită. Pentru x tinde la 1. La 1 din 6x minus 6. Adică 6 pe lângă x minus 1. 6 pe lângă x minus 1. Ori 6. Da, ori 6. Supra. 4x, paranteză de 4x minus 4, adică x... 4 pe lângă x minus 1. Așa, 4 pe lângă x minus 1. Ori 2. 2. X minus 1 cu... X minus 1. Da, da, ești fericit că ai de luat treaba asta. 6 ori 6, 36, pe 4 ori 2, 8. Și se simplifică prin 4 și dă 9 pe 2. Da, 9 pe 2. Care-i 3? 9 pe 2, nu. 9 pe 2, atât. Nu-i 9 pe 3, că asta e 3. Ah, da. Da? 9 pe 2. Da, 9 pe 2. Ce-i remarcat aici? A făcut rapid, dublă conjugată. Jos, sus, sus, jos. Pentru fiecare cât îi trebuie, sus, jos, și duci, te duci repede. Și ai scăpat de radical. Partea a doua ai înlocuit-o și ai câștigat timp. Da? Deci nu e important să te lăbărțezi nu știu cât timp, ci să ai idei ca să mărești ritmul de lucru. Iată o altă limită. Să dau de la mine, îți compune pe loc, pentru că pe cele care le ai acasă, de făcut, le vei face fără comentarii. Da, ca să pun de exercițiu. Ai înțeles tu că ele sunt numai sus de cum am să-ți dau de făcut. Uite, dacă îți dau așa, limită, limită pentru x tinde la 1, din radical din 5x minus 4, plus radical din deci x-ul tinde la 1, da? Radical din 5x minus 4 plus radical din 3x minus 2 minus 2, pe o parte. Totul supra x pătrat minus 1. Da? 5 minus 4 radical din 1 1 1
Minus 2 pe 0. Minus 2 pe? Să se face minus 2 mai pe o dată. Da. Cum face, face minus 2? Rău? 5 ori 1, 5 minus 4, 1. Radical din 1 e 1. Da. Plus 3 ori 1, 3 minus, 3 minus 2, 1 radical din 1. Și 2 minus, 1 plus 1. Da, 2. Da, 2 minus 2 fac 0. 0 pe 0, băi, dar ce, nu știu ce să-ți dau. Asta e bună. Am construit acolo ca să fie un necaz, nu așa. Și vine limită pentru x tinde la 1. Ce ai de gând să ai să faci un par de lucruri? În sus ar veni 5x minus 4 plus 3x minus 2 minus 2 pe lângă 5x minus 4 minus. Hai că nu e așa. Nu e așa? Nu e așa. Că nu-s doi, sunt doi radicali. Oh. E treaba complicată. Da. De ce ea? Ți-am dat o limită foarte frumoasă. Tare. Aici rupe pe 2 ăsta. Minus 1 și minus 1. Și dăm primul radical un minus 1. Și dăm și celui de-al doilea radical tot un minus 1. Și aici se așează foarte frumos. Deci egal mai departe cu limite. Pentru x tinde la 1 din radical din 5 x minus 4 minus 1, o echipă, da. Plus radical din 3 x minus 2 minus 1. Bănuiești tu de ce am făcut chestia asta? Că tot ca și înainte minus 2. Nu că pe minus 2 ăsta l-am rupt în minus 1 minus 1, da. Și i-am dat primul un minus 1 și al doilea tot un minus 1. Dar bănuiești de ce am făcut așa? Pentru faptul că valoarea radicalului ăsta face 1, 1 minus 1 fac 0 aici. Iarăși ăsta face 1, 1 minus 1 fac 0. Și iar totul supra x pătrat minus 1, nu? Da. Și atunci voi spune, dau mai departe cu limită pentru x din de la 1, din. Pot să distribui numitorul și la, și la numărătorul ăsta și la numărătorul ăsta. Și va fi radical din 5x, 5x minus 4 minus 1, supra x pătrat minus 1, plus linii fracții, radical din 3x minus 2 minus 1, supra x pătrat minus 1. Uite așa. E ca și înainte. Dacă acum ar fi să am același numitor, linii de fracții, ar vine ăsta minus 1, ăsta plus ăsta minus 1, adică ăsta plus ăsta minus 2. Dar aranjarea asta îmi place foarte tare. Că limita unei adunări înseamnă limită și din ăsta plus limită și de ăsta. Asta e o funcție, asta e altă funcție. Deci a luat funcția dată la început de două funcții. Deci egal mai departe cum? Limită pentru x lucrăm tinde la 1 din prima, din radical, din 5x minus 4 minus 1 supra x pătrat minus 1 plus a doua limită pentru x tinde la 1, din radical din 3x minus 2 minus 1, totul supra x pătrat minus 1. Și egal. Aici, dacă locuim, face 0 pe 0. Da. Și vezi un radical ce stai pe gândul ăsta, că ai modelul ăsta, știi ce face. Ah. Păi ce mai să te gândim? Deci egal mai departe cu limită. Da, pentru x tinde la 1 din radical din 5x minus 4 minus 1 pe lângă radical din 5x minus 4 plus 1 totul supra x pătrat minus 1 pe lângă radical din 5x minus 4 plus 1 plus limită pentru x tinde la 1 din radical din 3x minus 2 minus 1, totul pe lângă radical din 3x minus 2 plus 1, supra x pătrat minus 1, pe lângă 3, radical din 3x minus 2 plus 1. Și egal cu limită pentru x tinde la 1 din
5x minus 4 minus 1, totul supra. Totul supra. E cu plus, deci putem înlocui cu 1. Acolo putem, dar x pătrat minus 1 se scrie și el. Dar fiind x minus 1, pe lângă x plus 1. Da. X minus 1 pe lângă x plus 1. Pe lângă, ori radical 5 ori 1, 5 minus 4, ori 2. Ori 2. Plus limită pentru x tind de la 1 din 3x minus 2 minus 1 supra x plus 1, x minus 1 pe lângă x plus 1 ori 3 ori 1, 3 minus 2, 1 plus 1, 2. Și egal mai departe cu limită? Limită pentru x tind de la 1 din 5 pe lângă x minus 1. Da. Supra x minus 1 pe lângă x plus 1 ori 2. Da. X minus 1 cu x minus 1. Sigur că da. Și plus limite de o până la asta. Așa, plus limite din x. Pentru x. Pentru x tind de la 1 din 3x minus 3 și vine 3 pe lângă x minus 1. Totul supra x minus 1 pe lângă x plus 1 ori 2. X minus 1 cu x minus 1 se simplifică. Ești fericit, acum înlocuiești pe x cu 1, că ai scăpat de necaz, da. În ambele limite. Și face 5 supra. 5 supra 1 plus 1, 2, 2 ori 2, 4. 4 plus 3 supra. 3 supra 4. 3 supra 4, care face? Ai numitorul 4, 5 cu 3, 8. 8 pe 4, care face 2. 4, 2. Deci numărul căutat este 2. 2. Acesta e numărul spre care se grămădesc toți grecii. Nu? Da. Câte vreme aici se apropie de 1. Așa mai primim o dată, a fost fain de tot. Uite-te la el și îți spune, băi, ce mi-a plăcut. Zi așa. Ce mi-a plăcut de tare, da? Da. De ce? De ce ți-a plăcut? Pentru că aici tu ai gândit că conjugata ar fi, te rău dacă ai luat așa și așa și la pătrat, nu-i fiecare la pătrat, era un binou la pătrat aici. A plus B totul la a doua. La a doua. O, și cum să zic, prima parte la pătrat de două ori, primul ori, nu scăpai de radical. Deci acesta artificiul de calcul care l-am făcut eu, lupând pe 2 în minus 1 în minus 1 și distribuindu-i fiecare, fiecare după nevoi, mă duce spre o limită rapidă. În două limite, de fapt. Două limite, că o conjugată, știi ce faci. Dacă nu te prinzi pe poantă, nu-l faci. Nu poți să niște ghiștiul ăsta. Deci ăsta a fost artificiul frumos, interesant, altă limită. Hai să vedem cum faci pe asta. Limite pentru x tind tot la 1, de ce tot la 1? Pentru că îl construiesc pe loc. Da. Da? Limite pentru x tind de la 1, din linii fracții, radical din 5x plus 4, plus radical din 3x plus 1, minus 5. Totul supra x minus 1. Cum îl rupi? Îți dai seama că în altă soluție nu-i, nu? Ca și face 3 și cu 2, 5, 5 minus 5, se rupe 0. Da. În cât se rupe minus 5? Minus 2 și minus 3. Minus 2 și minus 3. Primului cât ți-i dau? Minus 2. Minus 3. El face ca valoare, când ai rupit pe x cu 1, din 5 ori 1, 5 cu 4, 9, adică nu fac 3. Și de aia îi dai minus 3, ca să facă 0. Și ăsta îi dai minus 2, că face 2. Este motivul, da? Da. Deci zicem acum egal mai departe cu limită pentru x tind de la 1 din radical din 5x plus
4 minus 3. Da. Supra x minus 1. Plus limita a doua deodată. Limita pentru x tinde la 1. Din radical din 3x plus 1. Minus 2. Supra x minus 1. Da? De aici te conduci, te duci singur? Conjugată dublă, repede, conjugată adică de sus jos. Hai să o facem dacă nu e clar. Egal mai departe cum. Limită pentru x tinde la 1 din radical din 5x plus 4 minus 3, totul pe lângă radical din 5x plus 4 plus 3, supra x minus 1 pe lângă radical din 5x plus 4 plus 3 plus limită pentru x tinde la 1 din radical din 3x plus 1 minus 2 pe lângă radical 3x plus 1 minus 2 radical, nu? Radical din 3x plus 1 minus 2 pe lângă radical din 3x plus 1 plus 2 totul supra x minus 1 pe lângă radical din 3x plus 1 minus 2. 3x plus, plus 2. Da, plus 2. Te-ai mulțit cu asta și sus și jos, da? Și egal mai departe, pe loc. Și egal mai departe cu limita pentru x tinde la 1. Sus vine 5x plus 4 minus 3. Totul supra x minus 1 pe lângă prolocuim 5 ori 1, 5 plus 4 radical din 6, pe lângă 6 plus limită din, pentru x tinde la 1 din 3x plus 1 minus 2 totul supra x minus 1 pe lângă 3 ori 1, 3 radical 4, pe lângă 4. Cu limită pentru x tinde la 1 din 5x plus 1 adică vine de 5x plus 1 5 pe lângă x plus 1 5 pe lângă x minus 1 era 5x plus 4 nu minus 3 minus 9, minus 9 da, da. Păi era de la 2 și 4 și 1. Așa meștere, ai grijă da. Că greșește x dacă vrei, dar nu-ți de la doua. 5 x minus 5, adică 5 pe lângă x minus 1. Așa. Supra. X minus 1. 6, da? 6, x minus 1 cu x minus 1 se reduc. Lasă că la momentul, limite, plus limite, ca să nu uiți. Da, din x tinde la 1, din minus 3. X pe lângă... 3 pe lângă. 3 pe lângă x minus 1. Da. Supra x minus 1 ori 4. Așa. Și se reduce și ăsta și vine... Se simplifică, zicem. Da, se simplifică. Și vin egal cu limită pentru... Nu mai pui limite, că s-a rămas 5 pe 6. Da, 5 pe 6 plus 3 pe 4, numitorul comun 24. E 12. A, da. E da. Cel mai mic. Cel mai mic. Amplificăm cu 12 pe asta cu 3 și egal cu... 10 plus 9 da. Pe 12, 19 pe 12. Da, 19 pe 12. O altă limită? Ia să zicem dacă ți-aș fi dat limita următoare. Limită pentru x tinde la 1, din linii fracții, radical din 7x plus 2, plus radical din 13x plus 3, plus radical din, să zicem, 4x
minus 4x minus 2 minus, aici face 3, aici face 4, 4 cu 3, 7, și cu 2, 9, minus 9. 4x minus, cât aici minus 2? Nu e bine 4x minus 2. 6x minus 2. Ca să facă radical din 4, să facă 2. Totul supra, x minus 1. În 3 bucăți. La primul radical ce ți-i dau. Ca să dea... Nu dai unul la întâmplare. Cât faci el ca valare? Când mă crești pe scur, cât faci? 3. Faci 3. Îi trebuie minus 3 ca să-l liniștești. Cât faci el, scăzut 3. Dar să facă 0. Da, deci vine egal cu limită pentru x tinde la 1 din minifracții, radical din 7x plus 2 minus 3, o echipă, plus al doilea radical, radical din 13x plus 3 minus cât? 13 ori 1, 13 plus 3, 6, minus 4. Minus 4, da. Și până acum ai mușcat din 9, 3 și 4, 7. 2. Te mai azi 2. Da. Și mai bine vine. Deci plus radical din 6x minus 2, minus 2. Totul supra x minus 1. Și egal mai departe. Hai să vedem. Zi cum facem acolo. Limita pentru x tinde la 1 din... Le luăm pe fiecare. Din 7x plus 2. Deci vine limite din prima bucată, limite pentru x tinde la 1. 7x plus 2, radical din 7x, 7x minus, așa. 7x, ai zis, 7x plus 2, 2 minus 3, minus 3 supra x minus 1, minus 1 plus limite pentru x tinde la 1 din radical din 13 plus 3, 13x plus 3, 13x plus 3 minus 4, supra x minus 1, supra x minus 1 plus limita a treia. Limita x tinde la 1 din radical din 6x minus 2 minus 2 supra x minus 1 limita pentru x tinde la 1 din radical din 7x plus 2 minus 3 pe lângă radical din 7x plus 2 plus minus 2. Ezi minus cât? Minus 3. Radical din 7x radical plus 2 minus 3. Eu am zis deodată minus 9 ca să nu mai pierd timpul. Când ne-am plicat. Da? Da? De acum mergem mai repede. Da. Nu-i nevoie să scrie așa în amănunt. Da. Dacă ai prins șmecheria, deci egal cu limite pentru x tinde la 1 din 7x plus 2 minus 9. 7x plus 2 minus 9. Supra x minus 1 pe lângă radical. Radical din 7x plus 2 plus 3. Da? Ai înțeles de ce, nu? Da. Plus limită. Plus limită pentru x tinde la 1 din 13x plus 3. Minus 4. Minus 16.
supra x minus 1 pe lângă radical din 13x plus 3 plus 4 plus limită pentru x tinde la 1 din 6x minus 2 plus minus 4, da. Supra da, x minus 1 pe lângă radical din 6x minus 2 plus 2. Plus 2. Și egal cu? Și egal cu? Limită pentru x. Limită pentru x tinde la 1 din 7x minus 7. Adică 7 pe lângă x minus 1. Da, 7 pe lângă x minus 1 supra x minus 1 plus... Ori? 3 plus 3. 6. A, plus, da, ori... Ăsta de aici plus ăsta. Da, da, ăsta de aici. Așa face, da? Da. Plus mai departe, plus... Limită pentru x tinde la 1 din... Plus limită. Limită pentru x tinde la 1 din... La 1 din... Da. 6 pe lângă x minus 1. Da, 6 pe lângă x minus 1. Supra x minus 1, totul pe lângă... 6 minus 3. 6 minus 6. Minus 2, 4, egal 4, 2. 4. 2 și cu 2, 4. 4. Eu cum fac? 2, ăsta știu că ăsta face 2. 2 plus 2. Aici cât am zis? 4 plus 4. Aici cât am zis? 3 plus 3, 6. Da. 4 plus 4, 8. Și egal mai departe cu limită. Limită de... Hai să vedem, să simplifică x minus 1 cu x minus 1. x minus 1 și nu mai trebuie limită. 7 pe 6. 7 pe 6 plus 13 pe 8 plus 6 pe 4. 6 pe 4. Nu mi-e doar pe 1 aici. Cât ar fi? 24, cred. 8 ori 3, 24. Da, e 24. Se pare și la 6 sau 8, da? Prima modificăm cu 4, a doua cu 3 și asta cu 6. Și 4, 3 și... Și 6, da? 4, 7, 28. 28 plus 39. 39 plus 36. Supra 24. Și face. Și egal cu... 7 plus... 103. 103 pe 24. Așa face? 130. Da. 103 pe 24. Și așa. Da. Și în final am găsit limita asta. Uite-te încă o dată la șmecherii, la limite de acestea. Deci trebuie să vezi foarte repede ruperea aceea în trei limite, practic, nu? Și atunci exercițiul merge foarte, foarte bine. Dar dacă ți-aș fi dat eu în loc de x minus 1, iar de ea același exercițiu, și în loc de x minus 1, pune, șterg pe x minus 1 aici, pune așa, radical din 7, radical din 8x plus 1 minus 3. Deci le ia din nou exercițiu. Da? Radical din 8x plus 1. Da.
sus să-l rupeam pe 9, cum a făcut. Da. Și jos? Sus faci tot 0. Că dacă e locuit acolo, vine 30 cu 4, 7 cu 2, 9. 9 minus 9 fac 0. Jos cât face? Păi cât faci aici, dacă locuiești pix cu 1? 8 cu 1, 9. Radical de 9, 3. 3 minus 3, 0. Deci e aranjată limita, asta îți faci tot 0 pe 0. Numai după ce te așezi în momentul ăsta, te gândești la artificii. Deci totdeauna trebuie înlocuit, că nu știi în ce situație ești. Și abia acum înrupe 9, la fiecare radical de numărător și la numitor, în loc să spui X supra X minus 1, să zici supra radical. Sunt trei limite, da? Deci vom avea egal cu, hai, limită pentru X timp de la 1 din, radical din 7X plus 2 minus, cât era, minus 3. Minus 3 supra. Radical din 8X. Așa, distribuim. Da? 8x plus 1. 8x plus 1. Minus 3. Minus 3. Plus limita. Plus limita a doua. Pentru x tinde de la 1 din radical din 13x plus 3 minus, cât era, minus 4. Supra radical din 8x plus 1. Așa. Minus 3. Da. Plus limită. Limită pentru x fiind de la 1. Din. Radical din 6x minus 2 minus, minus 2. Așa, minus 2 supra radical din. Am zis, în numitorul loc de x minus 1 avem așa ceva. Radical din 8x. Plus 1 minus 3. Așa. Și hai să luăm pe el 1. Prima limită. De 1, adică asta. Limita pentru x tind la 1 din 7x. Radical din 7x plus 2. E prima limită, o luăm deoparte. Lătăm cu L1. Minus 3. Minus 3, totul supra. Radical din 8x plus 1 minus 3. Egal cu. Simplificăm 3 cu 3? Nu. Se poate că este gătire acolo, nu e mulțime. Și aplicăm dublă conjugată. Nu, că am mai făcut este. Egal cu limită pentru x tind de la 1 din. Când am aplicat conjugata, vine 6x plus 2 minus, plus 2 minus, minus 9 pe lângă. Ăsta de jos conjugata. Da? Adică da. Radical plus 3. Deci radical din 8x plus 1 plus 3. Și jos este 8x plus 8x plus 1 minus 9 pe lângă conjugata de sus jos. Noi trebuie să mulțim sus și jos. Radical din 7x plus 2 plus 3. 7x plus 2 plus 3. Și egal cu limită pentru x de la 1 din 7x plus 2 minus 1 face 7x minus 7. 7 pe lângă x minus 1. 7 pe lângă radical din 8. 7 pe lângă x minus 1. Da, da. Dar 7 pe lângă x minus 1, totul pe lângă... Lângă aici înlocuim. Da. 8 și 1, 9 radical, 9. 6. Adică de 9, 3, 3 cu 3, 6. Supra 6. Și jos. 8x minus 8, adică 8 pe lângă x minus 1. Ori 6. 6 cu 6 simplific, x minus 1 pe x minus 1 și 7 pe 8. Prima limită e făcută. 7 pe 8. Al doua limită. El 2. Egal cu. Limită pentru x tind de la 1. Din, a doua limită, a doua era radical de 13x. 13x plus 13x
plus 3 minus 4, schimb la ce ne referim, da? Da. Totul supra radical din 8x plus 1, da? Minus 3. Și calcul. Și calcul limita pentru x de la 1 din 13x minus 4. 13x minus 3. Plus 3 este. 13x plus 3. A, plus 3. Plus 3 minus 16. Pe lângă. Pe lângă. Colorata de jos sus. Da. Radical din 8, radical din 8x plus 1 plus 3 supra 8x minus 8 x plus 1 minus 9 8x plus 1 minus 9 ca la 2 minus pe la 2. Pe lângă conjugata de sus. De sus jos, care, da. De care te-ai folosit. Supraradical din 13x plus 3 plus 4. Și calcul. Limită pentru x tinde. Vorbește. Limită pentru x tinde la 1 din... E... 13 până lângă x minus 1. Așa, 13 până lângă x minus 1. Pe lângă 1, 8, 1, 8, 8, plus pe lângă 6. Deci 3 plus 3. Da. 6. Supra... x pe... 8 până lângă x minus 1. Așa, 8 până lângă x minus 1. Ori... 13 ori 1, 13, 4 plus 4, 8. 8. Și egal x minus 1 cu x minus 1. 1 și 8 ori 8, 64. Da, 6 și cu 8 se mai simplifică, mai și face 3, 62. Și 3 ori 13, 39. Da. Supra 8 ori 2, nu, 4, 4, 4. Am simplificat prin 2 și au fost 3 și 4. 8 ori 4, 32. În sfârșit, să ne uităm la ultima limită, el 3. Egal cu limită. Din radical din 6x minus 2, minus 2, supra radical din 8x plus 1, minus 3. 8x plus? 1. 1? Minus 3. Da, minus 2. Și egal cu... limită pentru x tinde la 1 din 6x minus 2, 6x minus 2 minus 4 pe lângă conjugata lui ăsta 8 radical, radical din 8 x plus 1 plus 3, da. Supra radical din 8x plus 1 minus 3, totul pe lângă conjugata lui 6x minus 2 plus 4. Adică radical din 6x minus 2, corect? Și egal. 6x minus 2 plus 2. Ah, da, da, asta e conjugata. Da, conjugata. Egal cu limită. Egal cu limită pentru x tinde la 1 din minus 6. Minus 6 pe lângă x plus 1. 6 pe lângă x plus 1. Da, 6. 6, nu, sau 6 pe lângă x plus 1. Așa, ori... 6. Da, ca așa de. Supra... făcut 8x plus 1 minus 9. Minus 9 trebuie. Așa, minus 9 acolo. Da. Și face 8 pe lângă x minus 1. 8 pe lângă x minus 1. Pe lângă... 2 plus 2, 4. 4. X minus 0, x minus 1. 6 ori 6, 36, 8 ori 4. Da, se mai poate simplifica impresia că 4 cu 6 aici e 3 și 2. Cu 6 și cu 8, 4 și 3. 3 ori 3, 9.
supra 4 ori 2, 8. 9 pe 8. 9 pe 8. În final, limita dată, el aici este egal cu 7 el 1, 8. 7 pe 8. Plus 39 pe 32. Pe 32. Plus 9 pe 8. 9 pe 8. Numitorul comun e 32. Da. Aplicăm cu 4 și 4. 32. Așa. 7 pe 4, 28. Plus 39. Plus 36. Și eu cum vedem. Și da, 30. Da, și 103 pe 32. Acesta este rezultatul obținut. Hai să mai intrăm o dată în care a fost, în ce a costat șmecheria aici la lucru. Am băgat aici radicalul, în loc să fost x minus 1, am băgat radicalul și acum a apărut aici dublă conjugată. Practic am redus limita aceea, am rupt-o în 3 limite. Da. Și fiecare cu conjugată dublă. Deci vezi că am crescut în dificultate. Am plecat de la radical minus supra x minus 1, cât era acolo. Am crescut ușor cu radical și sus și jos, dublu conjugată. Și pe urmă m-am dus și am scris acolo 3 radicali, de data asta, și minus 9 acela, da? Trebuie să te asiguri că ești în cazul 0 pe 0, după care da. Lucrez și am aranjat 3 limite aici. Dăm drumul de acum la calcul de limite, ușor, ușor, din ce în ce mai dificil, mai frumoase, interesante. Ne oprim aici să uitați și la ceas, dacă mai e ceva să mă întreb. Nu? Deci nu mai e așa. Îi faci acum, să-ți vezi că dă mâna și ai siguranța mare, în condițiile care înțeles așa cum stau lucrurile. Da, te le refaci pe astea care mi-ai făcut acum, o dată. Da, le mai refac. Și atunci ai înțeles foarte bine. Te uiți la filmul care va fi pus, da? Da? Bun. Le fac chiar când ajung acasă. Așa.